Steaua București va disputa sâmbătă manșa retur cu Moștiștea Ulmu, contând pentru calificarea în al doilea baraj de promovare în Liga a doua. În primul meci, roșii-albaștri s-au impus cu scorul de 2-0 în bază de la Voința, prin golurile lui Adrian Ilie și Emilian Pacionel. În ce măsură v-ați asigurat calificarea pentru ultimul baraj după 2-0 la Ulmu? Un rezultat bun pentru noi, am marcat două goluri în deplasare, dar meciul al doilea începe de la 0-0 și trebuie să ne gândim doar la partida de sâmbătă și atât. Mai sunt 90 de minute importante, cei de la Ulmu vor veni cu ambiție în plus, vor fi mult mai motivați decât primul meci după cele întâmplate. Oficialii de la Ulmu au făcut presiuni după partida tur pentru rejucarea meciului din cauza unui penalti acordat eronat echipei noastre, însă trebuie să menționăm și că Steaua a înscris un gol perfect valabil prin Cezar Mihalache, iar portarul echipei adverse merita cartonaș roșu direct în minutul 60 pentru un fault la Rareșenceanu. Din instinct am auzit niște reacții, dar nu m-am oprit, fiindcă eu când am văzut că Liviu se pregătește să arunce mingea în spatele lor, chiar m-am uitat și mă simțeam foarte aproape de el și n-avea cum, după cum ați văzut, mi-am pus și mâinile în cap după aceea, că știam, că abia așteptam să văd relorile. Mi se pare puțin cam exagerat de la un penalti să se ajungă la așa ceva. E treaba lor, chiar nu ne interesează, noi vrem să ne facem treaba sâmbătă, îi așteptăm să jucăm fotbal. Florin Răzdan și Cezar Mihalache de-abia așteaptă primul meci cu suporteri în tribună. Ne-au lipsit la fiecare partidă, nu contează că e amical sau oficial, mai ales că e baraj de promovare în Liga a doua, vă dați seama că avem mare nevoie de ei și sper să se concretizeze treaba asta. Știu foarte bine ce înseamnă suporterii pentru acest club și eu zic că ne-ar ajuta foarte mult, adică am fi mai mulți, am fi 12 să zic așa și 100% am avea un atu important. Ce ar însemna pentru tine o promovare cu Steaua în Liga a doua? Pentru mine înseamnă mult mai mult decât oricine probabil, pentru că știm cu toții că eu am trăit aici și clipe mai puțin mai bune și să am două promovări acum ar fi ceva extraordinar pentru mine. Toate reacțiile după partida retur dintre Steaua și Moștiștea Ulmu vor fi în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.